Magia Crăciunului a fost darul oferit de către Colegiul de Artă George Apostu în prag de sărbători băcăuanilor. De la cel mai mic până la cel mai mare au fost așteptați toți să vină joi 15 decembrie de la ora 17 la Teatrul de Vară Radu Berigan. Preț de câteva ore, publicul a avut parte de un spectacol extraordinar, Magia Crăciunului, susținut de elevii Colegiului Național de Artă George Apostu. Publicul a aplaudat recitalurile de colinde din repertoriul românesc și internațional susținut de elevii Colegiului de Artă, precum și momentele de muzică clasică, folclor, muzică ușoară și balet. În prag de sărbători, iată că elevii și profesorii Colegiului de Artă George Apostu oferă un frumos dar băcăuanilor. Da, așa este. Ca în fiecare an, Colegiul Național de Artă este la înălțime și de 13 ani are loc acest spectacol, Magia Crăciunului. Vor cânta, vor dansa, eu știu, sunt momente deosebite, să știți, elevii de la Colegiul Național de Artă sunt foarte talentați și ne mândrim că suntem unici aici în Bacău. Un dar frumos așa ne îndeamnă să fim mai buni, mai generoși, cu inima deschisă și să sărbătorim, de ce nu, cu toții nașterea Domnului Iisus Hristos. Sigur că da, suntem în perioada sărbătorilor de iarnă și se spune că trebuie să fim mai buni. Eu sunt de părere că trebuie să fim buni mereu și să știți că nu vrem să fim așa, să fim mândri și să ne lăudăm, dar artiștii sunt foarte sensibili așa și sunt buni, să știți. Buni și la suflet, buni și la artă. Și profesioniști în general. În general, da. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, pentru telespectatorii din Bacău și nu numai, pentru că până la urmă apropierea sărbătorilor ne îndeamnă așa la bunătate, așa cum ați spus. Așa este. Ce să spunem? Sărbători binecuvântate tuturor, să fim sănătoși, să ne găsească anul nou voioși și la pungă groși, cum se zice, și să nu lipsiți de la spectacolele oferite de Colegiul Național de Artă. Doamne ajută tuturor!